Poți pune masă musculară acasă? Ce faceți prieteni, sunt Angel și în ultima vreme am observat că antrenamentul acasă este din ce în ce mai popular, fie că este aglomerat, fie că sunt zone în care nu prea ai acces la sală sau sala este prea departe, trebuie să faci naveta 30-40 de km, atunci trebuie să te gândești la altă variantă, pentru că totuși tot vrei să te antrenezi și intervine antrenatul acasă și te gândești oare cum să faci chiar într-adevăr să ai rezultate și întrebarea este dacă... Chiar vei avea rezultate sau doar te antrenezi așa pentru a te menține cât de cât? În primul rând, depinde ce așteptări ai. Cineva mi-a spus odată: am avut un client care se antrena acasă, am mai avut mai mulți, dar unul special care mi-a spus că mi-a trimis o poză cu un culturist și el se antrena acasă, avea două gantere din acelea până în 10 kg și mi-a spus că măcar așa aș vrea să ajung. Adică, astea deja sunt. Uh așteptări nerealiste. În momentul în care te aștept să ajungi ca cineva care face uh, sală de 6 ori pe săptămână, ia steroizi și așa mai departe și are și un genetic foarte bun, tu să ajungi la același nivel cu două gantere de 8 kg acasă. În primul rând trebuie să-ți ajustezi așteptările. Pentru un antrenament acasă cu un echipament, să zicem, de bază, trebuie să te aștepți la un corp fit. Și în general trebuie să te aștepți la un corp fit în momentul în care ești un sportiv natural. Nu te aștepți să fii vreun monstru de, nu știu, 50 în braț nu este realizabil. Apoi, foarte important este echipamentul pe care îl ai și diferă foarte mult în special greutatea. Dacă ai suficientă greutate, dacă ai o bancă reglabilă, pentru că contează foarte mult, este o diferență colosală de la un antrenament cu două gantere la un antrenament cu două gantere și o bancă reglabilă. Îți oferă mult mai multe exerciții și poți crește la anumite grupe pe care nu le-ai fi putut lucra cum trebuie fără acea bancă. Și din nou, greutatea. Dacă ai gantere care merg până la 10 kg, vei vedea că se vor termina repede. Adică vei ajunge să ai exercițiile de împins, de exemplu, vei face 15-20 de repetări, 25 de repetări, deja te duci în zona de anduranță, nu mai ești în zona de hipertrofie, de masă musculară, pentru ca, într-adevăr, acele repetări să aibă un efect. Deci, dacă vrei, într-adevăr, să crești în masă musculară, trebuie să ai în calcul un echipament minim, asta înseamnă, de preferat, două ganteri reglabile, două gantere reglabile, o bancă ajustabilă să meargă înclinat și orizontal pe mai multe unghiuri, poate, poate niște benze elastice pentru a mima un scripete, să ai un punct, să zicem, de sus, să agăți acea bandă elastică și să mai mimezi câteva exerciții ca precum o scripete. Și ce este în plus de aici, prinde foarte bine, este bonus, că mai ai o bară de tracțiuni, niște, un cadru din acela să faci fătări la paralele, poate mai ai o bancă de împins la piept cu bara, chestii genul ăsta. Astea deja sunt în plus, dar acesta ar fi un starter pack, așa, un pachet de început dacă vrei să crești în masă musculară cu prioritate pe greutate. Dacă ai gantere care se duc până în 20-30 de kg, cu atât mai bine. Acele gantere îți vor permite în continuare să faci o încărcare progresivă, să poți să evoluezi la antrenamente. Apoi este important, destul de important și elementul de cardio. Dacă vrei să slăbești în special, acest video în general este pentru masă musculară, dar ca idee, dacă tot am ajuns la antrenamentul pentru acasă, dacă vrei să slăbești, și te antrenezi doar acasă, vei avea ori faci circuite de hit, încât să faci ceva cardio, ori va trebui să găsești o formă de cardio afară. Să ieși la alergat, să ieși cu bicicleta, chestii de genul ăsta pentru că ai nevoie de o activitate cardio la un moment dat. Poate nu la început, chiar la început, dar la un moment dat vei avea nevoie. Iar pe masă musculară, din nou, prinde foarte bine să iei în calcul o activitate de cardio pentru a nu adăuga uh, foarte mult țesutul de în acest proces. În timp ce veți vedea acest video, aceste poze pe care le, le vedeți și le-ați văzut pe ecran sunt clienți de-ai mei care s-au antrenat acasă și care se antrenează în continuare acasă și rezultatele pe care le-au avut cu diverse tipuri de echipament. Adică am pus aceste poze pentru a vedea cam ce așteptări să ai. Acestea sunt rezultatele pe care le-au avut clienții mei de la antrenamentele acasă. Și trebuie să înțelegeți că până la urmă-urme ești limitat. Chiar ești limitat și într-o sală, să zicem, ești limitat genetic, ești limitat de timpul pe care îl ai, dar acasă sunt limitări și mai mari. Adică, Până la urmă, urmei, echipamentul acela minim îți oferă un stimul, dar nu se compară cu diversitatea unghiurilor pe care le ai la sală, cu diversitatea tensiunii. Pentru că ai un aparat care are un anumit tip de tensiune, ai un hammer, să zicem, unde pui discuri are altă tensiune, faci cu greutăți liberi, altă tensiune, poți diversifica mult mai bine stimulul. Poți să te folosești de tehnici precum drop set, care este, să zicem, o tehnică greu de făcut când ai o gantă reglabilă și trebuie să desurbezi discuri să le pui înapoi. Îți iau un drop set vreo 10 minute. Deci, automat ai anumite limitări și trebuie să înțelegi acest lucru. Asta nu înseamnă că nu trebuie să nu te mai apuci deloc să spui că nu am nicio șansă, mai bine nu mă apuc. Doar că trebuie să nu fii dezamăgit de parcurs, să-ți ajustezi așteptările încât să spui, băi, vreau să am un corp fit, să arăt bine, poate să mai îmi scad procentul de gresime, să mai îmbunătățesc un pic masa musculară și apoi când voi avea posibilitatea, poate voi merge la sal. Sau, dacă într-adevăr vrei să te antrenezi acasă în continuu, trebuie să ai un plan de a îmbunătăți echipamentul pe care îl ai. De exemplu, lucrezi cu cineva care tot ce a investit, a investit, este un adult a, și a investit în echipament, are chiar echipament ca lumea și-a luat și multifuncțional și așa mai departe, a ajuns într-un final să-și facă o mică sală. De nevoie, pentru că avea 50-60 de kilometri până la cea mai apropiată sală și de nevoie și-a făcut o mică sală acasă, dar a investit în timp și a pornit cu în ideea aceasta și chiar are rezultate foarte bune. Deci depinde foarte mult de tine. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați, fitnessnation.ro pentru toate informațiile interesante și noi, bineînțeles, că ne vom vedea la videoul următor. Pa!